Bună, stimați prieteni! Așteptăm să se conecteze lumea. Vreau să discutăm despre așa numitele atacuri Raider făcute asupra întreprinderilor de stat și despre felul cum să plânge Sarmanu, primar de Chișinău. Vezi, Doamne, cineva vrea să-i furi întreprinderile? Și acum o să vorbim despre un caz real, așa, despre felul cum se încearcă un atac raider asupra unei întreprinderi din municipiul Chișinău prin persoanele interpuse de către primarul de Chișinău. Mai așteptăm câteva secunde și eu zic să începem, mai redistribuim și o să vorbim exact despre o întreprindere de stat, cum face acest lucru. Bun, dacă noi deschidem deci calculatorul și o să deschidem despre întreprinderea deci municipală Infocon, toată lumea cred că primește facturi și Infocomul de fapt este o întreprindere care se deci ocupă cu calcularea deci propriu-zis deci a facturilor pe care noi le primim, ei le transmit așa mai departe. Acum ce să vă spun dumneavoastră, ce se întâmplă în aceste zile? A fost demis persoana din fruntea, sau actualul director din fruntea acestei întreprinderi municipale, așa, și în fruntea, dar cel mai principal această deci, întreprindere, de fapt, este software și baza de date pentru toți beneficiarii, așa, pe care ea are această întreprindere și utilitățile pe care le primesc deci, oamenii. Asta este cel mai important. Nu este clădirea, nu este deci, obiectele, dar este această bază de, această bază de date. Și ce se întâmplă? După ce e demisă persoana din această funcție, în funcție este numit un oarecare Ceban Sergiu. Acest Ceban Sergiu, el este administrator la SRL E-Bloc, Bloc Expert. Această întreprindere, de fapt, este întreprindere concurentă a Infocomului, chiar dacă este în mediul privat, dar este o întreprindere deci concurentă. Fapt care mă duce la gândul, nu cum pui unul din fondatorii unei întreprinderi private, îl pui să conducă cu o întreprindere municipală, deci îl propui, și în care sunt concurente, decât dacă nu ai ca obiectiv, deci propriu-zis, atac raider asupra acestei deci, întreprinderi. Astfel, noi apare întrebarea mea interesant, în cât timp are de gând să lichideze Infocom primăria municipiului Chișinău, dar de fapt vorbesc despre Ivan Ceban. De fapt, se încearcă preluarea bazei de date, așa, aceste întreprinderi și transmiterea unui agent economic. Asta se întâmplă la noi. Pe întrebarea tovarășului primar de Chișinău din Smart Gorod, așa, ce se întâmplă, cine totuși face atacuri de cerider. O să vorbim și despre alte lucruri, dar astăzi am vrut să vorbim despre această întreprindere și despre felul cum deci Ivan Ceban încearcă prin anumite deci persoane, încearcă să despre ea această întreprindere de stat. Da, cineva scrie, da, este adevărat, a fost această informația a fost expusă și de alți consilieri, precum a fost Ionel Ceoban, din municipiul Chișinău, dar eu am spus că noi trebuie să vorbim cât mai mult despre acest atac asupra întreprinderii date, pentru ca lumea să cunoască. Da? Cât mai mult o să vorbim, cu atât mai mult o lume o să cunoască și vom putea să oprim despre atacul raidului asupra acestei întreprinderi. Eu vă mulțumesc, vă doresc o zi bună, da, și luați seama la ambuteajele din Smart Gord Chișinău, prin care datorită calităților de urbanism, așa spunem, a băieților de la primărie, mergem tot mai greu și mai greu. O zi bună!